Procurorul care îl anchetează pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea, pleacă din Direcția Națională Anticorupție. Informația este detaliată de colega mea, Adina Anghelescu, jurnalist Antena 3, specializat în probleme de justiție. Adina, bună seara! Bună seara, Radu! Bine ai revenit la punctul de întâlnire. Spune-mi, te rog frumos, de ce pleacă procurorul de caz în dosarul Dragnea-Trump? Domnul procuror Jean Ungheșelu, pe care îl știm foarte bine din dosarele care le-a făcut până acum la DNA, pleacă împreună cu alți 5 procurori care au fost selectați pentru parchetul european, la parchetul european, la EPPO, alături de doamna procuror, fost procuror general și fost șef al DNA, doamna Chioveși. Deci, doamna Chioveși își întregește, cum ar veni, echipa și o întărește, să spunem, prin 4 procurori de la DNA și alți 2, unul de la parchetul judecătoriei Iași, celălalt de la parchetul Înaltei Curți, deci și domnul Ungheșelu printre cei 6. Haideți să vedem pe ecran cei 6 procurori despre care vorbește colega mea Adina Anghelescu și apoi revenim la dialogul cu ea. Așadar, doamnelor și domnilor, într-un comunicat al Ministerului Justiției ni se precizează faptul că au fost selectați următorii procurori pentru a lucra alături de Laura Codruța Chioveși la parchetul european. Ana Dana din DNA, Dana Bunea din parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Camelia Grecu din DNA, Irina Constantin din DNA, Florin Munteanu, parchetul de pe lângă judecătoria Iași și Jean Ungheșelu de la Direcția Națională Anticorupție. Echipa asta va pleca alături de Laura Codruța Chioveși și la parchetul european. Adina, vor mai urma și alții? Cred că vor urma și alții, pentru că doamna Chioveși a solicitat României mai mulți procurori europeni, vreo 15, ca să-i aibă pentru a fi ajutată în anchetele ce urmează a se derula la parchetul european. Revin la domnul Jean Ungheșelu, pentru că tu spuneai, Radu, ca primă știre că este cel care se ocupă de dosarul Dragnea-Trump. Mă gândeam că îl vedem pe Donald Trump pe aici, pe la București, inculpat pe treptele DNA. Doamne ferește! Acum, dosarul acesta va fi predat de domnul Jean Ungheșelu, ca de altfel și alte dosare pe care le are în lucru. Știm că el l-a pus sub urmărire pe Liviu Dragnea și pe fostul consul al României la Bonn la începutul lunii ianuarie, acum, acest an. Dar urmează să predea acest dosar, pentru că așa se face. Dacă pleacă la parchetul european delegat, automat toate dosarele lui se vor duce la alt procuror. E foarte interesant cine va fi procurorul care va prelua acest dosar și până la urmă cum se va încheia povestea aceasta în dosarul respectiv, pentru că este un mare cântec. Revin și la doamna... Dacă se transferă dosarul Dragnea-Trump la alt procuror, investigația se reia de la zero sau sunt continuate demersurile făcute deja în Ungheșelu? În mod firesc, se continuă ancheta pentru că urmărirea penală este începută, însă cred că vor fi și reaudiate toate persoanele, pentru că aceste persoane pe care Jean Ungheșelu le-a audiat timp de 2 ani de zile până să înceapă această urmărire penală împotriva lui Liviu Dragnea, nu au fost audiate în condițiile în care trebuiau să fie acolo și avocați ai persoanelor care sunt puse, iată, acum sub urmărire. Adică Liviu Dragnea, fostul consul Gheorghe Dimitrescu. Păi și nu e obligatoriu să fie și apărătorul de față? E obligatoriu, da, da, există decizie în acest sens. Ori domnul Ungheșelu a omis să facă lucrul acesta. Și trebuie să amintim de domnul Ungheșelu că el este persoana care l-a trimis în judecată pe premierul Victor Ponta, care a fost achitat în dosarul Turceni-Robinari, care a fost achitat de Înalta Curte la fond. În ce o privește pe doamna procuror Ana Dana și dânsa, unul dintre procurorii de bază ai DNA-ului din perioada doamnei Chioveși, știm că dânsa este unul din procurorii căruia i-a plăcut să lucreze pe protocoalele SRI-ului.
acele protocoale care știm foarte bine au făcut atâta scandal și care erau nelegale. Știm bine ce a spus CCR-ul în această privință. Ana Dana este totodată și persoana care s-a ocupat de dosarele lui Radu Mazăre și ale Elenei Udrea. Deci iată două piese grele, Ana Dana și Jean Ungheșelu, din DNA, pleacă la EPPO, delegați, alături de alți patru procurori, acolo unde îl vor întâlni și pe domnul Marius Bulancea, altă piesă grea din echipa doamnei Chioveși de la DNA, Marius Bulancea fiind mai de mult numit la EPPO lângă doamna Chioveși. Acești șase procurori pleacă pentru o perioadă de 3 ani, Adina? Poftim? Acești șase procurori merg la parchetul european pentru o perioadă de 3 ani, da, cât durează mandatul, da, doamnei Chioveși? Da, deci ei vor lucra pentru o perioadă de 3 ani acolo, la EPPO, adică vor lucra împreună cu doamna Chioveși, mai ales că miza este una pe care pompos în comunicatul MJ-ului, Ministerului Justiției de astăzi, o subliniau cei de la Ministerul Justiției, și anume că va urma o perioadă destul de complicată și că probabil vor fi dosare sau anchete destul de mari, întrucât acum, citez, ne vom concentra pe aplicarea prevederilor legale, pe măsurile instituționale, bugetare și de pregătire profesională a tuturor celor care direct sau indirect vor sprijini EPPO în misiunea sa, știut fiind că bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, perioada 2021-2027, este unul în valoare de 1074,3 miliarde euro. Deci EPPO-ul va sta cu ochii pe toate aceste miliarde de euro care vor fi accesate din bugetul pe termen lung al Uniunii. Adina, ce crezi că s-ar putea întâmpla în dosarul acesta Dragnea-Trump? Tu ai făcut dezvăluiri în exclusivitate aici la punctul de întâlnire cu informații din dosar. Și te întreb pe tine, cu experiența care o ai, ai văzut sute, dacă nu mii de dosare făcute de diverse structuri ale parchetului, îi cunoști pe toți procurorii, pe toți judecătorii. Ce crezi că se va alege de acest dosar? Există două posibilități în acest dosar. Ori să se renunțe la urmărirea penală, calasare nu se mai poate, da, pentru că s-a început urmărirea penală deja, ori să fie trimis și în judecată. Acum, ca să dau un pronostic, eu cred că totuși DNA-ul se va ține de Liviu Dragnea în continuare și va fi trimis în judecată și în acest dosar, deși acolo este o poveste așa, exact cum o mai numeam într-un material de la Antena 3, gen film House of Cards. Ar putea fi făcut și un film artistic. Ori sunt foarte multe chestii care acolo nu țin, dar sunt și unele chestii care trebuie lămurite în privința unor sume care au fost plătite prin firma fiului afaceristului Cristian Burci. Mi-a atras atenția în informațiile pe care tu le-ai difuzat în premieră la Antena 3 faptul că și FBI-ul a realizat o componentă de anchetă în legătură cu modalitatea prin care Donald Trump strângea bani organizând aceste așa zise comitete de inaugurare, invitând persoane din întreaga lume contra cost, și că s-ar fi strâns sume absolut fabuloase, zeci de milioane de dolari, doar ca să dea mâna cu Donald Trump, iar FBI-ul consideră lucrul acesta ca fiind ilegal și are partea lui de anchetă în acest dosar. Are partea lui de anchetă în ceea ce privește veniturile care nu fuseseră declarate la registrul FARA de către unii dintre lobbyiștii lui Donald Trump sau celor care au lucrat în mod direct pentru el, dar să nu uităm că pe ultimii metri fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, l-a grațiat înainte chiar cu câteva zile de a se încheia mandatul, l-a grațiat pe Brody, pe Elliot Brody, împotriva căruia... Elliot Brody a fost grațiat de președinte și nu mai poate continua ancheta, el fiind personajul principal de legătură între Liviu Dragnea și Donald Trump din perspectiva realizării unor contacte și întâlniri. Exact. Dar asta nu înseamnă că ancheta de aici nu va putea continua și sunt convinsă că vor fi chemate mai multe persoane
la audieri. Știm bine că au fost audiați miniștrii din acea perioadă, începând cu ministrul Ministrii Apărării, ministrul de interne din acea perioadă. Sunt foarte mulți pe listă, vor fi reaudiați cu siguranță, pentru că ei au făcut parte din delegații care s-au dus în Statele Unite ale Americii în perioada în care Liviu Dragnea era președintele Camerei Deputaților și ocupa și funcția de lider al PSD-ului. Este un dosar extrem de alambicat, foarte complicat, foarte complex. Acolo sunt maldere de documente, de mail-uri, corespondențe, chiar și fostul consul general de la Bonn, Gheorghe Dimitrescu, a dat parchetului, bineînțeles, la cererea lui Undeșelu, toată corespondența pe care a avut-o în ceea ce privește acea vizită care n-a mai avut loc din octombrie 2017, pe care Liviu Dragnea vrea să o facă în Statele Unite. Mulțumesc foarte mult, Adina Anghelescu, jurnalist, Antena 3, specializat în probleme de justiție. Procurorul dosarului Dragnea Trump pleacă din Direcția Națională Anticorupție.